Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, în cer să pun vițul, Ascendent, Nodul Nord, în Scorpion. Să încerc să dau muzica mai încet, dar foarte încet nu pot să dau pentru că pe urmă se aud vecinii. E bine că am găsit o soluție, totuși să acoperim eu acel zgomot. Dragii mei, cei cu planete importante sau puncte importante în zodiac, în zodia Scorpionului. Haideți să vedem ce aveți pentru ianuarie aproximativ, evident. Ianuarie, februarie, poate chiar sfârșit de decembrie. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit în special 6 de spade. E o călătorie a voastră sau a cuiva. O călătorie înspre momente mai bune, locuri mai senine, locuri mai calme, în care se poate manifesta pacea, în care se poate manifesta un cuplu în pace. Un cuplu a trecut prin mari tulburări și ori sunteți provocați să lăsați în spate trecutul acesta tulbure și să mergeți într-o direcție, într-un loc care vă calmează, vă aduce pace în suflet, ori probabil că vine cineva sau voi trebuie să faceți o călătorie, dar pe același principiu lăsați ceva neplăcut în spate ca să mergeți, evident, înspre bine, că toată lumea vrea să meargă înspre mai bine. Schimb locul, schimb norocul. În capătul setului de cărți, 8 de monede. 8 de cupe. Interesant, top, că tot vorbim de zodia Scorpionului, transformare emoțională, dar și muncă. Muncă personală simt cu această transformare emoțională. În ce sens emoțională? Pentru că, clar, cu două cărți care părăsesc o negură a trecutului ca să meargă înspre zări senine, mai întâi interioare, dar și exterioare, că ai nevoie și de mediu plăcut, că nu poți să-ți găsești pacea într-un mediu toxic. Cât ai căuta? Nici Iisus n-a stat cu fariseii, nici Buddha nu a stat cu războinicii, da? Toți oamenii care vor să trăiască o viață liniștită stau cu oameni care caută asemenea lucruri. E o muncă interioară. Focul interior, nu doar emoțiile, trebuie prelucrat, alchimizat în ceva valoros. Eventual lucrați și la independența voastră dacă lăsați un loc și știți că trebuie să fiți singuri, trebuie să munciți. Undeva apare și niște vești. Apar niște vești. Vreau să zic că apare cavalerul de spade, care vine de obicei cu vești. De acasă, despre casa lor, despre casa voastră, se dorește oricum un început după o perioadă de așteptare necesară ca să vă vindecați. Să vă vindecați de ce? De o atitudine poate prea timidă. Aș putea să spun imatură, dar nu cred că e imatură, cred că e mai degrabă timidă. Cineva nu a știut să manifeste, ar fi vrut să manifeste ceva cu voi, să comunice ceva cu voi într-o perioadă destul de îndelungă de stagnare, dar ceva nu s-a materializat. Am senzația că este și o persoană timidă, care ar trebui să se vindece, ar vrea să înceapă ceva nou cu voi, ar vrea să fiți împreună, să construiți ceva durabil. Și acestea sunt veștile pe care ar putea să vi le aducă. Eventual, dacă ei au plecat din viața voastră, vor să se reîntoarcă și să muncească în această relație, să creați ceva durabil. Dar hai să vedem energia generală și mă amestec o dată. Interesant, Queen of Water, la regina de apă. Teoretic ați putea să fiți voi, deși voi sunteți în general regi de apă, cei care țineți în control oceanul. Dar variază de la om la om. Că sunt și scorpioni care nu își țin deloc emoțiile în control. Mai sunt. Hai, energia generală. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nord în Scorpion. Ianuarie 2022, dragii mei, am ajuns în 2020. Când am obișnuit și eu cu 2021, regele de apă a putut vorbi de el și am văzut și regina de apă. Deci totuși este vorba de doi oameni care se înțeleg. Corespund măcar din punct de vedere emoțional. Poate aveți aspecte benefice pe lună. Asta reprezintă luna apă, da? Emoții.
și valetul de foc. Iar un alt valet, un alt fel de comunicare, de faetonul. La fel de decis ca și cavalerul de spade pe care l-am văzut, dar poate că totuși să aibă o schimbare de exprimare sau de abordare. Valetul de foc este plin de creativitate, de voie bun. Oh, ce frumos, tigru, animalul meu preferat. Abia aștept să vorbești despre el, cândva, cât de curând. Da, veți auzi niște vești. Iar 8 de, nu, 3 de pământ. Iar despre cineva care vrea să colaboreze, vrea să muncească cu voi, mesagerul de cupe. Deci, nu știu, probabil că cineva își dorește o împăcare sau să manifeste, poate nu e împăcare, poate n-ați manifestat niciodată nimic din cauza timidității cuiva. Așa am rămas eu, știi, fixată pe această timiditate cu valetul de cupe. Și acum se dorește altfel de manifestare. Însă regele de apă și am văzut și regina de apă. Un cuplu care teoretic se potrivește. Teoretic, nu doar teoretic, ci emoțional. Tot vrea să apară un rege de bâte. Poate este un personaj gelos, poate este pasiunea prea mare a cuiva arzătoare. Ia uite și nouă de cupe. Speranță. Dragoste față de voi înșivă. Emoții copleșitoare în preajma cuiva. Ok, scorpion o dată, de 2, de 3 ori, ianuarie 2022, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în scorpion. Ia să vedem ce am tăiat noi aici. Haide, dragă regele, dragă rege. Central, interes, alt rege. Energie masculină. Foarte multă energie masculină. E de așteptat că sunteți guvernați de Pluto, da? Și de Marte. Varianta nocturnă. Poate că în sinea voastră vă doriți o persoană, vă doriți în sufletul vostru o persoană care e stabilă. Poate Taur, mai mult sau mai puțin, sau alt semn de pământ. Nu ți-i musai să fixezi această carte pe așa ceva. Poate vă doriți un personaj care să vă fie alături și la bine și la rău, să vă creeze stabilitate în jur ca să puteți să existați. Că apa fără un pic de pământ nu se poate manifesta într-un mod rațional, aș spune. Și am ales cu bine, cu grijă cuvântul. Provocarea este steaua, ia uite. Poate sunteți între două personaje. Un personaj care vă este predestinat și altul care este în sufletul vostru, dar e doar un personaj care vă oferă stabilitate. Da, exact, Taur, vărsător, la modul simplist, dar n-aș vrea să limitez, pentru că nu toți vărsătorii sunt stele, da? Și nu toți vărsătorii sunt atât de blânzi să vindece. Deci, e clar, o persoană predestinată sau întâlnirea cu destinul vostru. Ia, variază, variază, vedem. Undeva în depărtare, dorința voastră, cum ați văzut mai devreme, 6 de spade și 8 de cupe. E o dorință veche de a, de a manifesta ceva noi. Poate e altei persoane care a vrut să manifeste o relație de lungă durată cu voi. Dar este doar o oportunitate, rămâne de văzut cât s-a manifestat. Poate la unii s-a manifestat, poate la alții nu, dar asta nu înseamnă că dacă s-a manifestat, este și destinul vostru interesant, da? Asul de monede, s-a început cu asul de monede, s-a ajuns la un rege de monede pentru unii dintre voi, că nu ați fi toți căsătoriți, pentru că regele de monede poate să reprezinte și un soț, o soție, da? Sau un personaj de succes din punct de vedere financiar. Dar chiar și dacă ați fi într-o legătură stabilă, să aveți un personaj care vă dă stabilitate, altcineva este aici, în stea, în destinul vostru. Interesant, judecata, renașterea. O să clarific o parte din cărți. În ultima vreme vreți să renașteți. Ați ascultat, e o voce care vă tot sună în vise, în gânduri. Și vă îndeamnă să mergeți eventual înspre destinul vostru, să renașteți.
din această lume sau construcție pământeană, materială. Vedem. Viitor, moartea și renașterea. În viitor, ori voi vă transformați, că și voi vă transformați, că nu degeaba aveți planete în Scorpion, ori altă persoană. Poate este acolo un sinastrie, ceva, așa, mamă, dar toți regii au apărut. Cel de aer n-a apărut încă. Regele de cupe. Aș spune că sunteți voi. În cazul în care nu e altă persoană care vă iubește foarte profund. Dar vedem și la clarificări ce ar putea să însemne. Pentru că nu toți scorpionii se manifestă ca regele de cupe. Poate să se manifeste și ca regele de monede și ca regele de foc. De-aia nu-mi place să mă fixez așa pe zodii. În general, pentru mine, regele de cupe reprezintă o dragoste profundă. A voastră, a cuiva, voi știți. Dar în prezent, această dragoste profundă se manifestă într-un fel. De-aia a apărut, da? Sfatul, interesant. Ce sfat ați primit? Cavalerul de bâte. Îndrăzniți eventual să explorați alte zone ca să vă puteți descoperi destinul altfel, ca și sfat acest cavaler, nu prea îl înțeleg, fără clarificări. Vom vedea la clarificări, la partea a doua, care se schimbă, uneori aproape radical. Dar în principiu, aveți încredere în voi, poate nu toți scorpionii au, mobilizați-vă, mergeți înainte, îndrăzniți să mergeți și în zone, în spații neexplorate, poate chiar într-o călătorie mai îndepărtată, dacă vă permite, că nu e obligatoriu să forțați nota. Pentru că poate nu sunteți toți vaccinați și vreți să stați liniștiți acasă să vă protejați. Acum, cred că totuși are legătură cu această stea. Este un sfat. De-aia vreau să vă gândiți și voi bine, pentru că nu este o persoană care vă influențează, nu este o persoană din prezent, trecut sau viitor, este sfat, este energia pe care a trebuit să o aveți. Îndrăznesc, prinde creativitate, de sexualitate, why not? Poate un pic jucăuș, adică nu chiar atât de sobri, știți că scorpionii uneori intimidează, da? Haideți, nu pot să cred că nu știți. Uneori intimidează. Depinde în ce momente îi prinzi. Exterior, aici este influența cuiva. Sau faptul că cineva nu se poate decide vă afectează, vă influențează. Cu fie acest personaj, că e semn de pământ, dar nu obligatoriu. E semn ca și carte, nu neapărat ca personaj, ca om, ca individ. Doi de monede. În indecizia cuiva vă influențează, clar. Jonglerile cuiva eventual vă afectează. Faptul că cineva nu are timp doar pentru voi. Trebuie să-și facă timp și pentru altceva. Dacă sunteți cu un personaj, ia să pun eu. Dacă aveți în preajmă un personaj căsătorit sau cu un job important, acesta trebuie să-și facă timp și pentru voi și pentru jobul sau căsătoria respectivă. Din păcate, sunt și asemenea situații, da? Dar nu sunteți voi nici aici. Deci mai devreme, ia vedeți cărțile? Mai devreme era sfatul. Rețineți pozițiile ca să nu încurcați mesajele. Mai devreme era sfatul și aici este exterior. Dar cărțile arată bine. Hai să vedem în continuare. De ce vă este teamă? De comunicare imatură, de faptul că cineva ar putea să vă spune, opa, da, normal. Că valetul de spade, în general, are tendința asta să spioneze, să urmărească. Dar eu știu, din experiența mea cu scorpion și cei cu aspecte ascendente, ce ascendenți, lunici și alte planete în scorpion, da? În general, cei cu planete în scorpion nu prea suportă discuțiile ușurele, mondene, simpluțe, dar asta e clar. Hai, ok, faci introducerea, nu poți să intri direct în ocultism sau în politică sau în teorii, eu știu de care. Dar
nu poți să rămâi doar la faza de introducere, ai nevoie de discuții profunde dacă ești personaj cu aspect în Scorpion. Sau măcar de o abordare, că poate nu ar fi toți, da? Dispuși să facă filozofie, să vorbească despre războaie, manipulări, psihologia maselor, da? Poate nu ar fi toți, dar că ar fi și oameni simpli, scorpioni. Dar, în general, scorpionii preferă discuții profunde despre suferința oamenilor, cum se poate ajuta. Regele de cupe e un consilier foarte bun. Și avem aici, totuși, aspecte pe vindecare emoțională, pe renaștere, pe transformare. Posibil cu acest doi de monede și valetul de spade să aibă legătură. Influența cuiva sau prezența cuiva în viața voastră sau chiar și neprezența. Faptul că e la distanță. Cum poți să ajuți un om dacă nu se poate decide, dacă nu vrea să abordeze subiectele în profunzime? Cum poți să ajuți? Cum poți să vindeci? Dar repet, vom vedea la clarificare, atunci va fi mult mai legată, sper. Sper să fie legată povestea. Ce vă doriți? 10 de spade. Iar aveți renaștere, 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 renaștere. Sunteți concentrați pe vindecarea voastră. Aici este provocarea. Și totuși în suflet este o nevoie de stabilitate. V-ați obișnuit cu cineva, eventual că sunteți semne fixe. Cu soțul, soția. Evident că această etalare poate să fie și invers. Nu mai intrați în panică dacă simțiți că totuși nu rezonează cu voi, dar rezonează cu cineva cunoscut. E normal să apară, e în vibrația voastră, îi absorbiți și atunci ei apar la etalarea voastră. Acum, dar știm că totuși și scorpionii vor să se transforme. Intuiesc că ceva se întâmplă la nivel de spirit colectiv. Vor să renască 10 de spade. E interesant ce simt. Voi cu intuiția voastră, hai să zicem și noi, că și eu am aici, da? Luniță. Noi cu intuiția asta pe care o avem, în mod special cei cu planete în Scorpion, dar sunt și cu planete în semne de apă. Intuim, simțim. Spuneți-mi că nu e adevărat, că nu vă cred, da? Dar nu o să-mi spuneți, pentru că știți că e adevărat. Simțim. Când cineva are o problemă, când are o problemă de sănătate, când se simte trădat, când are probleme acasă sau când, știți, vine cineva cu prietenul, prietena, vi prezintă și uitați așa, iscanați frumos, așa tipic scorpionesc. Nu, fără să intimidați, nu e obligatoriu să intimidați, dar iscanați așa. Și simțiți că prietena prietenului sau prietenei voastre nu e tocmai corectă, da? Asta vreau să zic. Intuiți că în preajma cuiva e o energie toxică. Cineva este trădat, este într-un ciclu dureros și aici vreau să ajung. Cu intuiția voastră ați vrea să-i ajutați. Poate că ei sunt căsătoriți, acum că sunteți și voi nu mă mai interesează. Ideea este că e o dorință de a ajuta, de a ajuta pe cineva în această perioadă. Dacă acest 10 de spade vă reprezintă, evident că și voi vă doriți să vă eliberați de dureri, de suferință, poate să fie și o boală, dar să vă ridicați, să mergeți și să fiți altfel. Altfel. Poate unii dintre voi vreți să străluciți, vreți să abordați o direcție care ține de vindecare. Cu acest cavaler de bâte, ideea e să fiți încrezători, da? Că se întâmplă și scorpionii uneori să fie, pentru că sunt zodii care sunt în stare să doboare scorpionii, nu vreau să le zic pe acelea, da? Dar asta e. Vreți să renașteți, să fiți altfel de oameni. Și poate e o prezență asemănătoare, poate nu sunteți aici încă, poate este altcineva sau este un ideal la care vreți să ajungeți, tocmai pentru că a suferit. Deși, repet, pentru că e în poziția dorințelor, intenția, deși în poziția dorințelor, intenția de a renaște, de a vă ridica, de a lăsa în urmă spadele acestea trădările, poate că totuși cineva vă inspiră.
vă susține. Ar putea totuși 10 de spade să aibă legătură cu acest 2 de bâte și cu valetul de spade. Să auziți vești despre cineva care nu se poate decide, nu e în stare, aici este problema, fain cum vine mesajul, nu e în stare să aleagă binele de rău și tot stă, repetă un ciclu de asta în care se trădează, este trădat, suferă, este atacat verbal sau non-verbal, da? Și ați vrea să-i ajutați. Și apare în poziția dorințelor energia acelei persoane. Pentru că se vede o moarte și o renaștere. Hai să vedem. 6 de monede. Ce reușiți să faceți? Cred că totuși o să ajutați pe cineva. Dacă voi sunteți în această postură în care suferiți, fizic, mental, emoțional, din cauza unor oameni, unor atacuri, vai, dragii mei, dar poate să fie și atac energetic. Nu pot să cred că nu știi ce înseamnă asta, că doar vorbim despre scorpioni și scorpionii știu mai bine decât oricine. Și repet, intuiesc, simt. Da. Poate că cineva totuși vine pentru unii dintre voi să vă ajute 6 de monede, să vă echilibreze viața. Este și un ajutor financiar, dar monedele nu înseamnă să ai bani. Poate să fie un ajutor fizic, cineva care vine, uitați, cum sunt eu acum un picuț ajutată de cineva în situația asta când sunt bolnavă. Cineva care îți aduce pâine din piață, îți face o supiță, îți face ceva. E un ajutor. Am dat un exemplu ca să nu visați numai cai verzi pe pereți, da? Eu încerc să-i explic energiile, dar dacă voi nu le găsiți poziția în acest puzzle, care este viața voastră, diferită de altora, chiar dacă e tălare colectivă, da? Nu, să înțelegeți cum se leagă energiile. Dar ce reușiți să faceți? 6 de monede. Ori ajutați voi pe cineva, ori cineva vă ajută. Ideea este că se echilibrează. Se echilibrează o situație. Ce bine! Extraordinar, 6 de cupe. Poate să fie un fost, o împăcare cu cineva, personajul acela timid de care am vorbit. Și dacă e timid, are șanse mari să fie rănit, să fie reprezentat de acest timidă, evident, să fie reprezentat de această energie. Inclusiv de valetul de spade. Pentru că oamenii timizi nu, chiar dacă au capacitate să fie profunzi, nu îndrăznesc oral, verbal să aibă o discuție ca lumea, tocmai din cauza timidității. De ce simt eu asta? Poate, voi știți, nu știu, așa simt. Și 6 de cupe are o notă de timiditate. Îi simt pe amândoi. Ce drăguț. A, și asta din cauza dragostei foarte, foarte profunde care este între voi. Eventual predestinată. Eventual predestinată. Poate sunt două persoane. O persoană încearcă să vă ajute financiar și cealaltă încearcă să vă susțină energetic, emoțional. Frumos ar fi să fie una și aceeași persoană cu abordări diferite, nu? Dar, posibil, interesant, 6 și 6. În viața de zi cu zi, pe lângă casă, lucrurile acestea se întâmplă, nu la nivel public, dar e pe lângă casă, este casa a 6-a. A serviciului, a fecioarei. Cât mergi până la piață, te întâlnești cu cineva care, povestindu-i la 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 la, zice, uite, hai că să-ți dau eu. Nu neapărat de pomană. Hai să te ajut să faci cu tare lucru. V-am dat exemple ca să înțelegeți. 6 de monede, 6 de cupe. Ceva se echilibrează. Dar, repet, ar putea să fie totuși, fiți atenți. Mare grijă. Oh, da, ar putea să fie 2 persoane. Repet, acea timidă, că nu degeaba îi fiziți o timid, da? Un fost, o fostă, cu care aveți o legătură profundă, specială, foarte sensibil, care v-au recunoscut sufletul. Simt că ați mai trăit multe lucruri în alte timpuri, în tinerețe, în alte dimensiuni, ei simt, aceștia simt.
Și o altă persoană care vrea, interesant, poate chiar aceasta care nu se decide, vom vedea și la clarificări, și aceasta vrea să epateze un pic sau să iasă în evidență ajutându-vă financiar, făcându-vă daruri scumpe, știți? Și atunci dacă voi sunteți cu sufletul vostru pereche, poate nu atât de epatanți financiar, cealaltă să încerce să cucerească. Interesante mesaje, vedeți, pentru cine se nimeresc. Ce frumos împărăteasa! Aveți parte de creșteri și patru de bâte. Băi, ce frumos! Probabil mai spre februarie sau mai spre sfârșitul lunii, nu știm când. Variază, poate să fie și la început și la mijloc. Ceea ce reușiți să faceți în acest context. Da, cineva. În sfârșit o energie feminină. Până acum numai energie masculină ar putea să fie această stea. Steaua și împărăteasa. Deci, până la urmă, dacă sunteți voi aici, dragii mei scorpioni, renașterea voastră va fi fabuloasă, spectaculoasă, Phoenix. Da? Ieșind din cenușă. De ce zic asta? Spectaculoasă, pentru că uitați ce cărți negre. Și am început și cu șase de spade, că și aceea era destul de neagră, da? Judecata, moartea, 10 de spade. Adăuga și 6 de spade, că era și aceea întunecoasă, da? Și ce diferență imensă între acele imagini și acestea, care vor fi trăite într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Dacă voi puteți să ajungeți la această energie divină, feminină, este minunat. Să renașteți ca să deveniți femeia divină și să vă atrage sufletul pereche, flacăra, geamănă. Este minunat. Pentru că tot apare steaua destinului. Frumos. Frumos. Hai să punem totuși deoparte doar trei. Le lăsăm. La capătul setului de cărți, mai e suferința voastră sau cuiva, iar cineva care stă la pat. Puteți să fiți voi sau alt personaj semn de apă sau cu marcaj puternic. Interesant, regele și regina. Aha, regina, energia feminină în acest context suferă. Posibil să fie același personaj, vedem, dar suferă într-o perioadă de vindecare. După o separare, după un accident... Turnul poate să fie și accident, dar poate să fie și separare de o energie karmică, de o energie toxică. Altfel, personaj frumos, 9 și cu 1, 10. E un cuplu, unul poate este mai emoțional decât celălalt, unul poate este mai evoluat spiritual decât celălalt, dar împreună dați vine. Iar a venit acela timidul. Așa le văd eu. Magician timid. Timid în fața voastră. Doar în fața voastră. Sau timidă, evident, că poate să fie și invers. Așa simt. Ce aveți voi cu ceea ce simt eu? Hai să vedem la clarificări. Pentru că arată interesant cărțile. Este o boală, într-adevăr, este o suferință. Dar peste care veți trece. Apare o împăcare. Apare o regenerare, da? Nu întâmplător. Sunteți îndemnați să vă ridicați și să mergeți cu încredere. Hai să vedem. Interesant. S-a oprit la 10 de spade. Iar aici, la suferință, s-a oprit la 10 de spade. Ce să clarific? Ce să clarific? Deja am vorbit 30 de minute. Hai totul să ia de la capăt. Clarificăm asul de monede. În trecutul îndepărtat odată. De două, de trei ori. Mare preot. O persoană, da, o poate să fie căsătorie. Cineva ar fi vrut să vă ofere această relație de lungă durată, dar n-a putut. De-aia apare moartea și judecata. N-a putut pentru că a fost cam căsătorit, căsătorită. Cam căsătorit, căsătorită. Poate voi ați avut o căsătorie cu cineva, cu marcaj puternic în semn de pământ. Scorpionii au această tendință.
să atragă taurii. E undeva în trecut. Și apare și nebunul. Zero, moment zero. Probabil că ceva s-a schimbat și a trebuit să renașteți în acea căsătorie, în acea relație. Că erați împreună căsătoriți, că era unul dintre voi, variază. Judecata, trecutul apropiat odată, de două ori, de trei ori. 10 de bute. Aici era apăsa. Lucrurile erau apăsătoare, arzătoare și a trebuit mai devreme sau mai târziu. Da, cel puțin în ultima vreme unii ați hotărât că e cazul să renașteți. Vă consumați prea mult într-o situație, poate chiar în această situație. Vreți să renașteți? Ia uite un doliu. Poate ați pierdut pe cineva? Sau distanța? Sau dorul? Justiția care nu prea era justiție, nedreptate. O nedreptate v-a îndoliat sufletul. Dezechilibru în casă, în familie, interesant, va îndolia sufletul unora dintre voi și va apăsa, va consuma energia. De-aia poate sunteți la 10 de spade, consumați de energie de la ce 10 de bâte. Și totuși cu dorința arzătoare de a renaște. Frumos. Clarificăm regele de monede central odată. Două ori. Interesant. De trei ori. Ce-a vrut să apară 6 de cupe? Un suflet pereche. Care? Cu care ați fost căsătoriți? Că tot apare și împărăteasa și 6 de monede. Probabil cu marcaș puternic în semn de pământ. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Când una toată lumea se potrivește. Sau un suflet pereche care este cam măritat sau măritat. Da? Cam măritat. Așa. Așa îmi place mie să zic. Cam. Un picuț. Mai mult sau mai puțin. În sufletul vostru. V-ați întâlnit, v-ați recunoscut, simțiți că e ceva special. Dar vă dați echilibru unul altuia. Dar. E dragoste. E o dragoste care vine trăsnet. Turnul. Și? La fel de trăsnet a venit și o tăcere între voi. Posibil să fie și o distanță. Clarificăm steaua. Odată. De două ori. De trei ori. 6 de cupe înseamnă și împăcare. Undeva în sufletul vostru v-ați dori o împăcare sau o regăsire. Poate nu v-aș certa, dar o regăsire, reîntâlnire. Cu acel personaj. În sufletul vostru acest 6 de cupe. Vreți să mai retrăiți? Interesant. Judecata și steaua. Judecata a venit, da? În continuare sunteți provocați să renașteți. Dar aici este provocarea. În ce direcție renaștem? Și atunci renaștem în direcția care ne-e predestinată. Înspre stea? Înspre un personaj eventual capabil să vindece și pe alții pentru că a trecut prin experiențe puternice. Pentru unii, interesant ce mai simt, e un personaj la distanță, mai mult sau mai puțin public, variază, care își dorește să renască o relație cu voi, o prietenie. Cât am văzut turnul. Interesant, apare și magnetismul. E o atracție față de voi. Dar cine nu se simte atras față de Scorpion? Bine, dacă nu se simte atras, se simte care cuvântul că acum scapă? Respins. Dacă Scorpion știu cel mai bine să respingă. Asta e magnetismul. Aici este ori atracție maximă, ori respingere totală. Și probabil că asta s-a mai întâmplat în relația voastră cu cineva sau poate cu mai multe persoane. Judecata și steaua. Clarificăm
Regele de cupe. O dată. De două ori. De trei ori. Trei de bute. E o călătorie de făcut, e o distanță, e o așteptare. Mai dăm o carte. Prezent, oarecum, o dată, de două ori, de trei ori, aceste trei de bute. Justiția iar pe... E oarecum dezechilibrată. Nu în totalitate, dar nu e în echilibru. Știți, unii, că justiția reprezintă zodia balanței, deși, repet, nu mă fixez, sunt alte semnale că, într-adevăr, e vibrație de balanță de zodia Taurului și de alte zodii, dar trecând peste această mică explicație. Așteptați, da? Dacă a fost o situație dezechilibrată mai mult sau mai puțin, așteptați să se echilibreze situația. Așteptați calmi, cu emoțiile în frâu sau deasupra oceanului. Faceți surfing pe emoțiile voastre. Le dominați, le controlați, mai bine zis, nu dominați, că nu-mi place cuvântul, le controlați. Da. Ori, o persoană la distanță simte foarte multe emoții pentru voi, dragoste profundă, dar până nu vă întâlniți, pentru că e distanță și steaua se vede, da? Și trei de băte, până nu vă întâlniți, n-are cum să se manifeste echilibru și justiția, pentru că aici este arzătoare, dorul e arzător. Și când dorul e arzător, lucrurile se dezechilibrează, ar putea să aibă legătură cu acest doi de monede. Persoana oarecum încă nu știe să-și facă alegerile corecte. Da, visează acest personaj, interesant. Visează semn de aer pentru unii sau pe calea aerului, ia uite, și moartea. A fost o separare, clar, între voi. Între voi și un personaj acesta. Voi ce aer care să corespundă cu zodia sau alt semn de aer, dar nu obligatoriu. Da, aerul și dreamul și visul. Din cauza separării, din cauza că ați terminat, acest personaj gândește, are sentimente, senzații de telepatie, visează la voi. Reverii, clarificăm cavalerul de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Temperanța, dar ce opuse sunt. Însă, și unul și altul reprezintă energia săgetătorului. Da? Săgetătorul impulsiv și săgetătorul wise, înțelept, asumat, evoluat, care și-a trimis săgeata sau băta, în fine, până la cer. Și de acolo nu mai pică. Gata. Pentru că a intrat într-o vibrație înaltă. Deci sfatul este, eventual, să vă temperați impulsivitatea. Scorpionii știm că se pot să explodeze. Au tendința asta uneori. Și nu e vorba de impulsivitate. O, da, să vă temperați, că am văzut magnetismul. Să vă temperați, eventual, natura fizică. Știți la ce mă refer? Este sfatul, ce ar trebui să faceți. Să vă vindecați, eventual, de un aventurier, o aventurieră care a fost în viața voastră, sau să vă vindecați de... Poate ce ne-am zis, acum se schimbă la clarificări. Temperanța. Dorința de a călători, eventual, și lăsați lucrurile să se așeze, cum ne așează Dumnezeu. N-are rost să aveți reacții impulsive. Da? Fiți un pic mai șapte de bute, mai defensiv. Stați pe terenul vostru, că e mai sigur. Totuși, mai dăm o carte pentru temperanță, de fapt, nu pentru temperanță, pentru sfat. O dată, de două ori, de trei ori. Patru de bâte. Interesant, patru de bâte reprezintă, am văzut mai devreme, se vor așeza lucrurile acasă, eventual, temperați-vă acasă. Poate aveți acasă pe cineva mai impulsiv.
Poate ceva acasă vă face impulsiv și atunci trebuie să vă temperați, să vă vindecați. Temperanța înseamnă și vindecare, și vindecare prin îngeri. Ca să puteți să renașteți, dați-vă timp. Găsiți-vă interesant, găsiți-vă eventual o casă plăcută care vă ajută în această, în acest proces de de vindecare. Hai să vedem 2 de monede exterior. O dată. De 2 ori. De 3 ori. 2 de cupe! Wow! De sufletelul vostru pereche, da? Și a venit în poziție normală. Acesta nu poate să aleagă. Nu știe. Nu știe. Și suferă. Ori suferă și ei, ori voi suferiți și vreți să renașteți. Suferă. Aici e suferința. Aici iar este alegerea. O, da, între căsătorie sau familie sau, eu știu, moștenirea pe care o primesc dacă se căsătoresc cu altcineva, că sunt și povești de genul ăsta, și această posibilitate, această șansă de a, de a crește împreună, în afara tradițiilor. Interesantă poveste. În ultima vreme numai povești de filme am etalat. Numai povești de filme. Și cum să nu apese această alegere? Cum să nu apese? E a voastră, dar e și a lor, nu doar a voastră. Da? Ia uite, e tăcere între voi. Acum nu vorbiți. Eremitul. Se luptă. Se luptă acest personaj cu, cu stările lui, cu, poate și cu alții, se luptă. Ia uite, meditează, 4 de spade, visează. Iar aer. Iar ați terminat. Ați terminat, dar oricând poate să renască. Pentru că de-aia apare judecata de două ori. Ceva se pare că renaște și se transformă. Clarificăm valetul de spade odată. De două ori. Și de trei ori. Oh, îndrăgostiții. Dragii mei, nu toți geminii ar trebui să reprezentați de îndrăgostiți, dar o zic. Însă, personajul acesta e îndrăgostit de voi. Poate că și voi sunteți îndrăgostiți de ei și nu comunicați cu valetul de spade. E o poveste de dragoste în care nu se comunică. Poate din cauza lipsei de comunicare s-a și încheiat, apare moartea, da? Din cauza lipsei de comunicare și indeciziilor cuiva. Cineva este pus, nu știu de ce simt că e șantaj în viața cuiva, cineva e șantajat. Ori stai cu noi, cu familia, cu, nu știu, neam, cu cei căsătoriți, ori o iei de la capăt, pe cont propriu. Și e greu să fii singur, numai cine n-a fost, nu știe. Dar, ia uite, la capătul setului de cărți, 5 de cupe. Sunt regrete, într-adevăr, sunt regrete. Există pasiune, focul, da? Există pasiune, dar sunt și lacrimi. Și de asta vă e teamă. Dar știți bine că și îndrăgostiții reprezintă decizii importante în dragoste, exact decizii pe care le vedem la influența exterioară. Cineva, poate un personaj mai tânăr, care poate fi foarte ușor manipulat. Scorpionii mai greu. Mai greu. Hai, odată, dacă sunt mai la început, da? De viață, de cale, dar chiar și așa și tinerii. Au acolo ceva, apropo de intuiție, simt, în principiu, mai devreme sau mai târziu, mai mult decât cei din generația lor. Dar, probabil că e o persoană mai tânără, mai credulă, mai timidă, că tot am zis, și e mai ușor de manipulat. Dar, iar, alegeri, da, are legătură cu acest lucru. Clarificăm 10 de spade în poziția dorințelor odată. De două ori, dar energia generală de trei ori este regele de ape, după cum am văzut și reapare. Este dragoste profundă, înțelegere, o oarecare așteptare în speranța că lucrurile se vor echilibra. Extraordinar! Am zis că e același personaj, până la urmă și intuiția mea, același personaj de aici.
Acela, îi așteptați pe ei, mai, îi așteptați pe ei să se echilibreze? Evident că poate să fie și etalarea invers, nu e treaba mea, eu citesc ce apar cărțile. Dar pentru unii oameni cu marcaj, nu toți scorpioni, poate aveți drept ca mine, lună sau ascendent, sau Venus, sau un complex de planete, da? Vă doriți acest personaj? Știți și voi intuiți că e sufletul vostru pereche? Sau unul din sufletele pereche apare aici, da? Dar apare și iar acest rege de monede care ar putea să fie soț sau tată care influențează soț-soție sau tată-mamă care influențează alegerile cuiva. Puh! Doi de monede. Wow! Și turnul. Separare, da, a fost o separare. Regele de spade, că tot am vorbit când a apărut regele. Uite, apare și regele de spade. Regele de spade reprezintă în mod special, nu neapărat cineva musai în zodie de aer sau cu marcaj, dar cu marcaj puternic în semn de aer, asta îl face rațional. Oricine poate să fie, da? Cu marcaj puternic și eu am marcaj în semn de aer și eu pot să fiu rațională, da? Ca și exemplu. Chiar dacă am lună în scorpion, să zic. Oricând pot să fiu prezentă prin regele de spade. Asta ca să înțelegeți, să nu vă fixați pe zodii. Ideea este că este o separare. Turnul, da? În această întâlnire de destin, tocmai ca cineva să învețe să-și asculte inima, nu doar rațiunea, nu doar influențele exterioare, care pot să vină dat pe calea logicii foarte frumos, să explice cineva de ce nu trebuie să te căsătorești cu X și trebuie cu Y, pentru că cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, și să faci așa o listă logică de zici, vai, măi, are dreptate. Dar intuiția ta de scorpion zice, da, dacă nu e, parcă totuși nu e, parcă nu e chiar așa. Hai mai dăm o carte pe doi de monede, o dată, de două ori, de trei ori. Și atunci este transformarea lor. Ia uite, cinci de monede. Cinci de monede este de obicei abandon, sentimentul de abandon. Am văzut moarte, am văzut turnul, am văzut semne că a fost o separare. Am văzut semne că a fost o separare. Dar undeva îi așteptați. Sau așteptați ca, dacă nu pe ei, ca lucrurile să se echilibreze, dar clar cu justiția în poziția orizontală, are legătură, pentru că justiția înseamnă echilibru, da? E o balanță. Sunt două cupe în acea balanță, da? A trebuit să fie emoțională sau să-și asculte și sufletul, dar ascultă mai mult rațiunea. Aici e o fereastră, da? În fața inimii, în fața minții și aici este o ușă. Nu poți să intri pe fereastră, dar trebuie să intri pe ușă. Mai ce lucrare frumoasă. Da, vă doriți, dar afară de acest sentiment de abandon, la cinci de monede sunt adesea prezente două persoane care unul este are probleme cu un picior, celălalt are, eu știu, probleme cu vederea, da? Unul în față, altul în spate, dar în principiu, amândoi se târșe prin frig, prin ceață. Cu alte cuvinte, în alt context, cum simt această carte acum, amintindu-mi de vechiul tarot, de clasicul tarot. Acest personaj trebuie să aleagă între a sta în acel, eu știu, mediu în care e tot timpul trădat și a îndrăzni să o ia de la zero, să manifeste ceva cu voi, chiar dacă va fi greu la început, pentru că există șanse în timp de la 5 să se meargă la 6 și apoi să există creștere. Dar mai dăm totuși o carte. Interesant, Tai Chi, aici este emoții. Între doliu, în ce sens doliu? Între regrete, lacrimi, sentimente de abandon, de trădare și o stare echilibrată energetică. Energetic. Aici e secretul. Dar hai să mai iau o carte. Mai dăm o carte de aceste dorințe odată. De două ori. E greu să fii singur. Sau e greu să iei o relație, să începi o relație. Când ești contra familiei sau contra tradițiilor. Dar iar apare eremitul. A, interesant ce simt acum.
Or fi două persoane, dragii mei? Două persoane v-au părăsit? Păi și turnul. Nebunul și turnul. Unii dintre voi poate ați fost abandonați de două persoane. Acum nu zic musai că nu... E treaba lor de ce v-au abandonat. Ideea este, de fapt, nu că e treaba lor. Ce vă doriți? Am tăcut un pic mai mult pentru că am vrut să simt cărțile. Apare acest eremit. Dorința de a înțelege. Vreți să înțelegeți. Și voi. De ce v-a abandonat acest personaj care nu poate să aleagă? De ce alege să stea în acest ciclu? Vreți și voi să... E o tăcere, iar nu vorbiți între voi. Am văzut mai devreme eremitul. Nu vorbiți. E o separare bruscă, dureroasă. Mai dăm o carte, că sunt foarte ambițioasă acum. Mai dăm o carte pe această poziție a dorințelor pentru scorpioni. Odată. De două ori. De trei ori. Pământul. Ar putea să fie dorința voastră de a înțelege experiențele prin care ați trecut și voi și alții. Pentru că știm că putem să învățăm din experiențele altora și din acțiunile lor. Și mai ales vă doriți să vă, da, să vă regăsiți pământul sub picioare, să vă reclădiți, să vă reconstruiți. Dar mai dăm, te rog frumos, acum pe moarte, odată, odată, de două ori, de trei ori. Magicianul, ce să vreți să manifestați? Iar apare mâine doliu și de separare și durere. Mai dăm o carte. Magicianul și moartea odată. De două ori. De trei ori. Ah, nici nu așteptat. Vrei să creați ceva. Concepția a venit așa într-o poziție încă incertă. Mai sunteți cam deciși unii dintre voi. Să așteptați cu calm, trei de bâte și cu speranță, reechilibrarea vieții voastre. Că e balanță, că nu e balanță, că e taur, că e fecioară, că e altă zodie. Nu mă mai fixez acum pe zodie, acum citesc energiile. Așteptați și unii dintre voi, încercați să vă păstrați și dragostea aceasta necondiționată. Unii mai evoluați, nu toată lumea, evident că nu toată lumea e capabilă, e greu. Pentru că totuși apare un rege de cupe de două ori și am văzut regina de cupe tot de două ori. E dragoste. Și dacă e dragoste, nu poți să urăști. Interesant că s-a oprit la apă. La apă și la emoții. Vreți totuși să se manifeste altceva. Ia, mai dăm pe șase de monede. O dată. De două ori. Șase de monede, cinci de bute. Pe de-o parte, am zis, este și lupta voastră personală. Dorința de a înțelege cu eremitul, de a înțelege de ce ați fost abandonați, de ce ați fost trădați, de ce cineva, personajul acesta, nu poate să aleagă. Când știe, simte. De ce nu poate să aleagă? De ce tace? Da? Ați vrea să se manifeste ceva, să creați, să recreați ceva după această separare dură. Moarte, renaștere și transformare. Dar știți că nu se poate decât când ambele persoane sunt transformate. Și voi treceți prin transformare și ei trec. Poate să fie și transformarea voastră și a lor. Și nu că poate. Cu siguranță că este, că atunci când unul se transformă și celălalt, mai ales când sunt suflete perechi, transformă măcar o latură, o parte din el, da? Ce reușiți să faceți? Să vă luptați pentru o reechilibrare a vieții voastre. Poate cineva să se lupte, să intre în viața voastră și să vă dăruiască cadouri, să facă interesant soarele,
Și asul de monede. Și asul de băte, mai să fie. Posibil cineva să vină să se zbată pentru voi. Posibil. Dar ideea este că totuși aici a apărut mișcarea, temperanța, echilibru, a apărut în poziția sfatului. Mai dăm o carte pentru 6 de cupe. O dată. 2. 3 ori. 9 de spade. Iată. Da, e clar, este un fost, o fostă care este foarte stresat, ar vrea să se împace cu voi. Ar vrea să se împace cu voi. Ori fi două persoane, posibil să fie două persoane. Posibil să fie două persoane care vor să se împace cu voi. Dar, dacă nu sunt două, sigur e una. 9 de spade. Foarte stresată această persoană. Posibil o persoană are marcaj puternic în semn de foc, în casa a cincea eventual, și cealaltă are marcaj puternic în semn de aer. Dacă ar fi să facem așa o separare. Însă, clar, un fost își dorește împăcarea cu voi. Foarte stresat. Foarte, foarte stresat. 9 de spade. Cu 5 de monede și o sentiment de vină. 5 de monede pe care le-am văzut aici. Clarificăm împărăteasa. O dată. De 2. 3 ori. 4 de spade. Da. Cred că pentru unii ține foarte mult această judecată și stea, renașterea voastră. Meditați cu 4 de spade, varianta mică a eremitului, da? Meditați cum să vă regăsiți pământul de sub picioare, echilibru, și cum să creșteți în sens frumos, cum să vă dezvoltați armonios, cum să vă conectați cu natura, cu pentru cineva, este o persoană cu marcaj puternic în semnul balanței, care nu știe cum să vă abordeze. Este dor de voi, dar există foc, regină de foc, există atracție, există pasiune, dar nu știe cum să vă abordeze. Am luat o carte. Totuși, o dată. De apare și magicianul și concepția în lucru. Se transformă, da? Încearcă să se transforme acest personaj. Evident că nu trebuie să fie musai balanță, dar pentru unii, nu pentru toată lumea e. Odată. 4 de spade și împărăteasa de 2 ori. De 2, de 3 ori. Da, vrea să schimbe energia. Și iar a apărut exact aici. Exact aproape, da? Tot regina de foc, 5 de cupe și soarele. Și asul de monede. Ar vrea să înceapă ceva cu voi. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii. Cu roata norocului și 4. Poate să fie 4 octombrie, da? Sau 3 octombrie, sau nu știu ce alte date. Cineva născut în octombrie, da? Așteaptă un anumit timp, un anumit moment cu roata norocului, că e timpul divin, să se întâlnească cu voi. Dar trecând peste acest mesaj care ține de o altă persoană, din punctul vostru, din perspectiva scorpionului, ca și realizare,
este că ieșiți și voi după mult stres. Începe să vă echilibrați emoțional și ieșiți din această stare de așteptare, de analiză, da? Așteptare și la 3 de monede. De analiză, am văzut și la eremitul, analiză. Schimbați energia înspre împărăteasă, înspre atragerea, împărăteasă ce face? Atrage abundență în jur, pentru că într-o anumită stare energetică, poate că în timpul meditației, prin rugăciuni, aveți voi acolo o revelație, ceva se întâmplă. Vom trece și vom vedea. Dar nu știu ce simt nevoia să mai clarific. Iar am vorbit mult, gata, nu mai clarific. Ba, clarific, dă-mi o carte pe 2 de cupe. Iar am vorbit mult odată. De 2. De 3 ori. Da, nebunul, ar vrea, vedeți? Am tras așa. Și steaua, iar cineva care vrea să vindece, are mult stres. Mai. Dacă voi vreți să vă împăcați, bine, este decizia voastră. Dacă vreți să manifestați separat de această poveste care are un punct undeva în spațiu, în timp și în spațiu, are un punct pus și totuși cineva ar vrea să continue povestea. Decizia este a voastră, dragii mei Scorpion. În principiu, voi sunteți regi de cupe, păstrați-vă în echilibru. Cei care sunteți evoluați, evident, nu vorbesc cu cei care nu sunt. Da? Și așteptați cu răbdare această reechilibrare, această justiție divină. Dacă o fi și umană, veți trăi și veți vedea, dar se vor echilibra și finanțele și energia voastră de la 9 de spade se va trece la altă vibrație încet, încet. Dacă ați trecut prin trădări, prin dureri, prin suferință, va fi mai bine cu răbdare, cu răbdare. E o călătorie spirituală și o lecție destul de grea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup și inimioară, că am uitat să pun inimioară.